Salutare tuturor! În această scurtă prezentare aș vrea să vă vorbesc despre avantajele situației în care fotografiem folosind formatul RAW al aparatelor Fujifilm, în cazul nostru Fujifilm X-T3. RAW este denumirea și extensia fișierelor RAW a celor de la Fujifilm. De obicei fotografiez folosind ambele fișiere, JPEG și RAW. Fișierele JPEG le transfer prin aplicație pe smartphone în cazul în care îmi doresc să postez în mediul online. Pentru varianta fișierelor JPEG putem selecta din cameră următoarele profile de culoare: Standard, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Negative High, Pro Negative Standard, Eterna, profil pe care îl folosesc de obicei la video, Across, Monochrome și Sepia. Odată ales unul dintre aceste profile de culoare, nu se mai pot modifica ulterior, decât în cazul în care avem și un fișier RAW. RAW, în schimb, mă ajută foarte mult la o prelucrare ulterioară a imaginii. De obicei deschid fiecare fotografie separat în Photoshop. Câteodată, depinde de context, în camera RAW folosesc opțiunea Auto pentru a regla tonurile, nuanțele și zonele întunecate sau dynamic range-ul unei fotografii, să spunem. Aici sus, în dreptul meniului Profile, apăsăm Browse Profiles. Avem mai multe variante: Adobe RAW, Camera Matching, Artistic, Black and White, Modern și Vintage. Pentru a accesa profilele de culoare Fujifilm, selectăm Camera Matching. În acest meniu vom regăsi aceleași profile de culoare ca și cele din camera Fujifilm X-T3. Puteți alege orice profil, pe care apoi îl puteți manipula sau prelucra după cum doriți. În cazul acesta, voi alege profilul Velvia, potrivit pentru peisaje datorită saturației și culorilor mai vii. De obicei, nu mă mulțumește setarea prestabilită, setarea default. Selectez Auto și observ ce se întâmplă. Pot umbla la plajă de tonuri și nuanțe, pot modifica expunerea, după cum îmi dictează simțul estetic personal. Sper că v-a plăcut și vă doresc tuturor lumină bună!